Bună ziua, Suceava, bună ziua, Suceava, ne reauzim la pupitrul emisiunii de lângă tine, într-o frumoasă zi de 15 mai, anului 2023. Și avem un invitat cu rezultate în viață, un invitat care a lăsat urme pe acolo pe unde a trecut. Este vorba despre domnul Nistor Tătar, fost primar al municipiului Rădăuț, fost director la o instituție publică, municipiul Rădăuț, instituția de utilitate publică, consilier local la Rădăuț, om cu rezultate, membru marcat al Partidului Social Democrat din județul Suceava și căruia îi urăm bine ați venit la noi, domnule primar. Folosesc acest apelativ, vă rog să nu vă spălați. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, folosesc, nu mă supăr, că nu e o problemă. Cei de la partid la noi s-au supărat pentru că am fost o emisiune undeva la o televiziune locală și am zis, domnule președinte, în calitatea mea de președinte, n-am mai cotat președinte organizației locale. Deci, domnule, dar ce o luat cu președinte la partid, nu sunteți noi. Nu, scurt, rigoare, am fost președinte organizației locale a municipiului Rădăuț. Acum, cum vă spunem dumneavoastră, știți cum se conjugă verbul? A se supăra și eu mă supăr, tu te superi, el se supără. Dacă eu nu mă supăr, celălalt poate să supere. Sigur, nu am nicio problemă. Ziceam să folosim acest apelativ pentru că mă uitam acum când este invitat la emisiune deopotrivă și domnul Victor Ponta îi se adresează cererea acolo cu domnul prim-ministru, când este invitat un domnul Băsescu îi se adresează domnul președinte. Când sunt desfăcute de acest apelativ, chiar dacă eu știu, vedeam cu domnul Teodorovici, domnul ministru, și acceptați lucrul acesta, și cred că și cei care ne ascultă, cei care ne văd, vor accepta acest apelativ. Domnule primar, trăim niște vremuri care, din zi în zi, vești cât mai viața surprinzătoare peste tot. Ce faceți? Cum merge viața politică? Cum merge viața politică a organizației PSD din care faceți parte, la Rădăuț? La care sunteți, ați fost sau nu spuneți dumneavoastră ce este de acolo. Că știți cum, am citit mai titluri de ziare, dar n-am citit până la capăt, că nu știam ce să înțeleg. Păi vă spun un simplu. Deci sunt în președintele organizației municipale, am fost suspendat pe timp de un an din toate funcțiile politice. Deci inclusiv din președinte? Inclusiv s-a ajuns din președintele secției de votare și de acolo a fost suspendat și aștept să primesc documentele de hotărâre. Procesele verbale le-am cerut cer de la birou permanent, nu mi s-au dat. Le-am cerut acum în Consiliul Politic, să mi se dea și la Consiliul Politic și o să ne adresăm organele abilitate. În primul rând la Comisie de Etică, la partid și după aia în instanță. Să vedem care e situația, pentru că în conformitate la articolul care scrie de suspendarea mea, în articolul din statut, scrie, da, se poate suspenda pe termen limitat în următoare funcții, cu următoarele motive și cu următoarele condiții. Una din condiții care este, scrie acolo că se poate suspenda dintr-o organizație locală, cum am fost eu suspendat de președinte, numai la propunerea organizației de unde ești membru. Deci, propunerea organizației nu a fost, propunerea a venit în birou permanent, eu știam de treaba asta de mult, știam că ce se întâmplă, nu, să nu credeți că m-a luat pe surprindere, nu, știam că ce se va întâmpla și din cauza asta am organizat și alegeri. Înainte. Înainte, și dumneavoastră, deci a devenit președinte cu acte în regulă, cu votul, cu democrație, cu tot. Am avut 100 de reprezentanți, 94 de reprezentanți. Deci nu au avut nimeni în județ atâția mari de reprezentanți cu documente, așa cum scrie la statut. Acum, ce-o fi oprit? Nu știu să vă spun. Și alegerea dumneavoastră a fost validată, a fost ok? Dar nu scrie în statut că trebuie validată. Nu. Deci a fost validată de... Organizații, în conferința municipală, întrunire cum scrie la carte, cu statutar, cu tot ce trebuie, număr de delegați, pe secții de votare, cu tabelul în spate, că l-am pus adosat, tabelul, poate nu trebuia să-l pus, am pus și tabelul,
pe fiecare secție de votare câte 6 reprezentanți care erau acolo, semnat de președinte. Câți delegați au fost prezenți? 90, 94. Din 94. Nu au fost prezenți toți, au fost în jur de 90. Dar cât, de toți câți ar trebui să fie fost? Atât. Erau, suntem 16 secții de votare, da, din care o secție de votare președintele secției nouă a depus lista, deci din 15 secții de votare câte 6 delegați. Dar ce vreau să vă întreb, din ăștia 96, câți au votat cu domnul Nistor Tătar și câți împotrivă? Deci am avut din 96, 84 de voturi. Au și împotrivă. Deci democrație au votat. Dar ați avut 84, 96. Deci da. 12 au fost împotrivă. Da. Bă, dacă era aștept la prezent, erau 13. Nu contează. Dar câți erau? Dar erau, trebuia să am 50 plus 1. Ați avut 84. Da. Deci ați fost ales statutar. Sigur. Da? Ce să facem? Viața mea dinainte. Eu nu știu ce. Așa se dorește. Probabil că s-a dorit eliminarea mea din motivii care, știți, câteodată în politică sunt niște lucruri care nu se pot spune. La un moment dat îi spui. Dar acum, la cald, mai bine îi lăsăm mai dozgească un pic și le spune și pe alea. Dar, de exemplu, eu am avut alegeri la pensionar, da? În care au fost, nu eu, șeful de la pensionar, care a fost organizat alegeri, tot democratic, au fost 71 de persoane. Și au ieșit la vot, nu m-am implicat, au ieșit 35 la 35 și au vot nu. Se repetă alegerile. Mi s-au acuzat că n-am organizat alegerile la pensionar. Cum nu am organizat dacă au ieșit? Au fost voturi, da. Așa s-au reorganizat alegerile și cu asta basta, ce să discutăm. S-au făcut. Da. S-au adus niște acuzații care sunt nefondate, dacă doriți discutăm, nu e problemă. Deci, vorbim tot ceea ce vreți dumneavoastră, tot ceea ce puteți dumneavoastră să spuneți, pentru că ceea ce este de interes pentru cei care ne ascultă, care vorbim de niște termeni politicoși, pentru că dumneavoastră nu suntem oameni serioși, dar vă spun că nu numai pe mine, ci pe toată lumea care știe ziarele, a fost surprinsă de un aspect, domnul primar. Dacă a fost o treabă statutară, este ok și atunci, domnule, trebuia cineva să fi spus, domnule, a fost schimbat pentru că, dacă n-a fost o treabă statutară, atunci stai și te gândești dacă există democrație în aceste structuri politice. Deci să vorbim democrație. Treaba a fost statutară, clar. Persoana care a propus suspendarea mea, sunt de vreo 6 luni, mai pe românești, spus, n-am vorbit tot cu persoana respectivă. Da? Persoana care încă, care e viitorul candidat la noi, vorba aia, care îi dorește alte persoane, alte și eu, am zis, domnule, hai să vedem, susținem ca să fie un candidat. Păi, nu s-a prezentat la conferință. Acolo trebuie făcut niște cereri. Scrie statut și le-am spus la toți, cei care au minimum 3 luni vechime în partid, pot să candidez la orice funcție. Așa scrie, sunt scrie. Sunt scrie bază de cereri, le-am dat cereri tip care le-am primit de la Suceava. Am comunicat la Suceava, la domnul secretar Cristi Sologon și la registratură, am fost și am înregistrat documentul, în care scrie foarte clar să ridic un dosar cu toate etapele de alegeri, și să comunic locul, data și ora în care se va desfășura conferința. Lucru care l-am făcut. Nu l-am făcut eu. Am discutat în birou permanent municipal, de la municipiu. Au fost trei variante de trei zile propunere. Au fost una vineri pe 27, parcă s-a putea greșesc, una pe 28, când am făcut, nu. Au fost joi, nu. Vineri pe 28, sâmbătă următoarea și una pe 6 mai. Să vă spun eu și cu 6 mai, ce? Că știți că e vechi în partid și mai păi suflă și mie câte un urechi. Aveți vechimi în partidul, da. Doamne iartă. Și s-a supus la vot, s-a votat vineri la ora cutare, în urma votului, atunci s-a stabilit și norma de reprezentare pe secție de votare, s-a stabilit ora, data și tot în regulă. Da? În urma acestor proceduri, am comunicat la Suceava,
Bineînțeles, acum spune domnule că n-a fost nimic de la județ. Dar nu a fost nimic, nu s-a dorit să vină la județ, că dacă se dorea să vină, da? Nu era obligatoriu ca să iei prezență. Nu era, nu scrie în statut treaba asta. Și mai ales că eu sunt și vicepreședinte, am fost și vicepreședinte în birou permanent județean, da? Eram vicepreședinte, eram reprezentantul eu. Mai am un deputat, un consilier județean, care conform statutului, consilierul județean, este membru în birou permanent județean, fără drept de vot. Deci a fost doi reprezentanți. Acum, ce să vă spun eu? Eu sunt curios dacă invalidează legea, care e baza legală, că nu scrie în statut nimeni, cine să, nici măcar de validare nu scrie, m-ați înțeles? Validarea o a legii le face conferința, prin vot. Și cu asta am terminat problema. Da, o vedea ce-o fi, nu știu ce să vă spun. Mi s-au adus acuzații că, de exemplu, domnul Andronache, cică are 100 de adeziuni și eu n-am vrut să ne înregistrez, m-ați înțeles? Domnul, sunt de acord, poate are, nu știu, eu nu le-am văzut. Dar dacă le are... Păi, dar nu aveți un serio variat acolo... Păi asta vreau să spun eu. Da. Secretarul organizației municipale, el răspunde, și lista evidență un membru de partid, de adeziuni, el trebuie să iei când îi se aduc adeziuni, că dacă le-au dus cu brațul, nu știu, dacă le-au dus, nu știu. Dacă le-au dus, trebuie să verifici persoanele dacă sunt adevărate, că s-au scris sau nu s-au scris. Da? Și după aceea trebuie să le pun pe masă, în birou, ca să le discutăm. Dacă nu, le depun, nu vrea președintele, să zicem, sau ce nu vrea să le depună în primul birou, după birou permanent se consideră adeziunile acceptate de drept, da? Fără nicio... Așa că era foarte simplu problema. Deci, era... Vreau să înscrii în partid de alți oameni, mai mulți, 100 de oameni. Păi, au zis că au înscris în partid 100 de adeziuni. Eu v-am spus care e procedura statutară. Cât de mare organizația PSD la Râul Lăbrău? Oricum avem 500 de membri. Aveți 500. Nu știu cât va rămâne. Da? 500 avem. Poate da. Cu 100 asta? Nu știu. Da. Următoarea sigură acuzație mi s-a spus că n-am făcut eu ședințe pe secție de votare, ceea ce nu e adevărat. Eu am comunicare de la fiecare președinte pe secție de votare cu numărul de membri, statutari care s-au comunicat. Sunt procese verbale de ședință și cu asta întâlnă problema. După aia, domnule, haideți să fim serioși. Eu zic că domnul președinte... Domnul Ciolacu nu se ocupă cu problemele. Și eu mă gândesc... Mi s-a imputat mie că recomandarea domnului președinte a fost că candidatul de primar să fie și președinte organizației. Tu nu uita bine la luptă, la vot. Dacă ești recomandare, e ok. Nu, eu nu spun. Da. Eu nu cred că a făcut așa ceva, dar să zicem că a făcut. Domnule, vii la vot, cât vreau să-mi scrii, 3, 4, 5 sau cât, care iese, nu? Nu pot să mimez alegerile, că atunci nu mai facem alegeri. Dacă eu pun un candidat care trebuie să iasă, pentru ce să mai fac alegeri? Pentru ce mai chem oamenii? Dar candidatul care a fost propus, eu nu știu cum, eu nefiind membru partid, nu știu cum se organizează așa. Nu a fost tot așa trecut printr-o conferință, prin ceva? Nu are niciun document încă. El a fost validat de două ori aici în birou permanent județean. Au fost mai discuții. Deci discuțiile sunt una, documentele sunt alta. Deci au fost discuții ca în viitor să fie, acum au mai apărut unul sau doi care mai vreau să candideze, deci nu s-a dat o hotărâre a biroului care spune, domne, ăsta este candidatul de primar. Nu. Trebuie să vă spun că biroul permanent de la Suceava, pe domnul Andronache, că pot să-i dau și nu, nu nicio problemă, Traian, păi ca să nu avem noi discuții, să nu fie animozități între noi, să nu avem mâncă. Domnule, aici, tu rămâi președinte de tară, domnul Andronache, îl facem președinte executiv. S-a dat o trebuie de birou permanent, pe post de președinte executiv, domnul Andronache. Un post care nici nu exista, când au fost conferințele de acum 4 ani. Nu exista, da? Că dacă exista, vă dați seama că era ocupat. Dar n-am spus nimic. Azi, domnule, băgăm securea războiului, nu spunem că nu știu ce, să nu avem scandal. Lasă-l, domnule, președinte executiv. Bineînțeles. Dar domnul Dureasă, dureați lucra cu dumnealui. Când erați primar, dumnealui era director la spital, nu? Sau n-ați lucrat? Am lucrat. Eu n-am fost director la spital. Și după aia m-am înregistrat.
Așa spun și casă. M-a înregistrat unde? La birou, la mine. La primar. Când eram primar, m-a înregistrat. Cum m-a înregistrat pe Olăreanu. Știți că la mai mici probleme cu domnul Olăreanu. Că l-a înregistrat pe birou și l-a dat la băieții. Pe goană. Așa m-a înregistrat pe mine. Dar pe mine m-a înregistrat și nu a avut unii cum a dea. Că dacă o dă, eu chiar îl rog să dea înregistrarea, că o știu. Și eu arătat-o la unul când într-un parcare acolo și-a spus și eu vine tare, băi, ori rog, eu știu despre discuții, chiar îi rog să o dea, că e bună dacă o dă. Eu știu ce am vorbit, eu ne-am văzut de treaba mea. Poate să mă vorbim, domn primar. Nu, poate. Am văzut, am ascultat un bucat. Deci el, ca să-și mențină funcția, cum este cineva cu o înregistrare și o să tot timpul era și tata la mână. Hai să vedem. M-ați înțeles? Da. Eu nu vreau să-mi iată în punct, n-am înregistrat pe nimeni în viața mea da. Și nici nu voi înregistra. Dar, ideea este că, știți cum, cred că nimeni nu s-a supărat dacă sunt întrebările în mod democratic, deschis. Dar bineînțeles. În fond, cred că toți membrii partid, dintr-un partid oarecare, nu zic cum a PSD, dintr-un partid, toți ar vrea binele organizația, partidului respectiv, ca partidul să fie învingător, în definitiv. Strategia este să câștige alegerile, nu? Prin îndepărtarea lui Tatar, că acum am discutat cu niște primari, cu niște foști primari, care e vorba, e doar neoficial. Domnule, dar la nivel politic județean, ce au gândit colegii mei de partid că dacă îl suspens și Tatar un an de zile, după un an de zile vine și faci campanie electorală lui Andronache? Bine, dacă domnul președinte de stat n-a zorbit? Ba da, bă. Păi domnul președinte Ogur. El președinte. Auzi, până la domnul Ciolacu e domnul Stan aici. Domnul Stan nu au probleme. Cu alții au probleme. Alții sunt care mai fac locuri prin partidul ăsta. Cum au făcut și la organizate de femei. Bine, dar doar totuși la... Eu zic că așa cum... Eu când eram militar, băi, comandantul e comandant, la fel de aici, adorim. Păi așa am fost eu la redus, comandant, și uite că n-am mai ieșit comandant. Am ieșit pe ușa din spate. Da, fiți toți. Bine, dar nu, eu tocmai de asta spuneam, păi, cu domnul Stan, nu, ați vorbit? Deci domnul Stan a căutat să găsească un compromis și să mergem în echipă împreună. Și până la urmă, alții au decis că nu trebuie să fie așa. Deci, să vă spun și cu data de 6 martie. Pe data de 6 martie era programat un birou permanent aici la Suceava, știți? Da. Și în biroul ăla permanent era pus să pui pe ordine de zi dizolvarea organizației. Dizolvarea? Deci total. Deci să ne facă biroul permanent municipal să fie dizolvat. M-ați înțeles? Pe ordine de zi. Era statutar. Dizolvarea o putea face pe loc permanent Suceava, după aia până la Consiliul Politic. Da, că se niște mediul așa, până te judeci, până nu știu ce, deci se putea să... în momentul când ne suspenda pe noi, probabil că se organiza alegeri, fără tatăl cu așa, cu ăștia suspendat, da. Se urmărească alegeri să fie echipa două. Echipa nouă. Echipa nouă, cu alte nume. Și până la urmă, nu ești echipa nouă, că nu s-a dejucat jocul, că nici fi bine informat, mai să mai știți că se mai întâmplă câte o chestie de asta. Și v-a trecut pe la ureche. Și v-a trecut pe la ureche și am făcut alegerile democratice, costă și costă în demn problemă. Acum, eu știam ce se întâmplă, știam. Eu sunt curios acum, domnul Berinariu, care a pus președinte interim al organizației municipale, cu care birou lucrează, nu știu cu care birou lucrează. Cu ăsta nou ales, cu ăla vechi. Adesu a ales un nou birou acum? Și alt birou, permanent, sigur, municipal, cu tot. Deci s-au ales președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte și membri în birou și secretar. S-au ales alt birou. Acum, curios, președintele a plecat, să văd cu care birou vor lucra acum. Numai că eu sunt și consilier local, și am dreptul ca să participi cu drept de vot la birou organizației municipale, da? Da. O vedea ce-o fi, nu știu. Da. Lucrurile sunt foarte încurcate. Foarte încurcate. Foarte încurcate. Și eu vă spun că din toată încurcătura asta, partidul va pierde.
aici. Vă spun sincer că când putere sau cum vreți spune, opoziția partidului, deci se bucură pentru ceea ce se întâmplă în partid. Vă dați seama. Ar fi cum le-am dus bucură. Sigur. Ar fi cum le-am dus bucură. Eu vă zic că am un om care n-am citit statutele partidului. La liberalii nu l-am citit, dar n-am citit la niciunul, nici la unul, nici la altul, nici la celălalt, n-am citit la niciunul. Dar mă gândesc ca un om, așa gândindu-ne că și în Partidul Comunist era un statut care avea niște reguli scrise. Niște reguli, da. Da. Aici mai ceva. Și aici are niște reguli democratice. Băi, să alege ăsta, nu se culcă noaptea în birou permanent, să alege dimineața suspendat. Deci suspendat. Deci, dar tot biroul este suspendat? Nu, numai eu sunt suspendat. Și restul biroului? Vă dați seama, au ajuns până la secții de votare. Domnule, dar din comitetul local, ce înseamnă comitet local în Consiliul Politic, acolo scrie comitetul local? Și că da, n-ați spus că sunteți președinte pe o secție de votare? Da, așa de acolo. Da, dacă ești acolo, de acolo. Bine, dar ca și consilier local nu vă poate suspenda. Nu, nu, consilier local am rămas. Acolo sunt consilier local, adică da. Vrând, le zicați mână, așa cum au ridicat pentru cine rezurează. Auziți, eu ridicam mâna pentru Rădăuți și n-am făcut circ și spectacol în Rădăuți. Pentru că eu înțeleg, fiecare primar vine cu... Și acum vă mai spun ceva. Sunt unic... Eu n-am mai auzit că sunt fost probleme între dumneavoastră și domnul Loghi. Nu. Nu, deja da, ați comunicat foarte bine. Deci comunicăm, ce pentru Rădăuți votăm. Domnul Loghi are de majoritate, simplă are. Nu, da. Noi stăm votului PSD-ului, că au zis că domnule, că PSD-ul, consilierii la PSD au votat în mod sistematic proiectul logic. Dom'le, dacă sunt proiecte pe investiții, nu trebuie. Ar fi aiurea, adică, vrea să dezvolte orașul și eu îi dau cu... Domnul Loghi nu stă în alea voturile noastre. Deci el are, din 19-10 voturile are. M-ați înțeles? Are majoritate. Are majoritate. 50 plus 1, da. 50 plus 1 și aici n-a problema. Nu stă în voturile, da. Voturile PSD-ului. Dacă votez bine, nu votez bine. Vrei să faci spectacol în Consiliu, faci, dacă nu vrei, nu faci. Bineînțeles că mai pune și noi niște întrebări, niște clarificări, niște... Asta e altceva, dar de bun simț, fără scandal, fără nimic. Da, da. Păi nu, păi toți, păi stați că... Păi să vedeți voi că o să ne întâlnim noi, acum cu toți consilierii, înainte de ședința ai Consiliului Local, și o să vă spunem noi ce să votăm. Aoleu, dar să-i penal. Cum zic, deci nu mai este votul fiecare cum gândește, nu mai este liberul... Asta e penal. Deci eu aștept să se întâmple treaba asta, că e penal. Deci cum ți-i spui tu, eu în viața mea, hai că îi mai spui ăla, bă, hai că e bine așa, cum știu și altceva, dar îi spui tu, bă, asta o votez, asta o votez, asta o votez. Păi da, să-i... Este ca și cum ar merge la secția de votare, când merg la alegeri, să te iau la ușă și vezi, pui ștampii la deputare. Da, iară și unii. Da. Da. Așa au fost niște discuții cu unii cu colegi de medii la partid, că știți cum e. Majoritatea care sunt în PSD acum s-a dus. Nu cred. Sau 60% să zicem că s-a dus de mine în partid. Și au unii datorită mie, da? Și vă dați seama că fiecare care discută acolo, vine și mă informează. Mă informează. Unii informează cu răutate, unii cu bune intenții, unii cu reale intenții. Da. Că eu am spus clar, domnule, să nu credeți că eu, dacă să zicem, prin reducere absurd, că, nu știu, poate după suspendare, așa, că trebuie să dau, poate vreau să dau examen ca la carnet în altă parte, o să dau examen, că-s liber, nu? Și am zis, domnule, o parte probabil că o să vii cu mine, o parte vor rămâne la PSD, o parte vor merge la alt partid, dar nu poți să ții omul. Eu sunt de acord. Da. Omul nu poate fi ținut, nu știu ce. Și dacă îți place și știi să lucrezi cu el, stă, dacă nu stă, pleacă unde vrea el. Da. Domnule, vremurile tulburi și amestecate, mai ales că suntem anul 2023, numai un an mai este și trebuie să meargă oamenii la vot. Ar trebui echipa. Păi sunt atâtea vot, atâtea... Echipa trebuie să fie închegată mai mult decât... Știți cum e de închegat, e mai greu, de strămat e mai ușor. Categoric. Ce și-o doriți și fiecare, de cei care m-au propus pe mine, să-și asume. Dacă câștigă, să-și asume că e bine, dacă nu pierd, tot să-și asume. Mă la pierd despre că tata e vinovat, dacă pierd și dacă câștigă, spui că vreți, vezi? Moștenirea. Da, moștenirea. Moștenirea. Da. Da, da. Domnul primar, urmă alege.
Sigur. Așteptăm. Urmăreți. Ce mai faceți acum? Cum sunteți? Cum merge la în consiliul local? Deci ca consilieri, cum sunteți? Sunteți echipă, cei care sunteți acolo? Da, suntem echipă, suntem noi, suntem 7 consilieri. Deci 9 are PNL-ul, 9 consilieri. Da. Noi avem 7, dar el PNL-ul făcut cu PMP-ul are majoritate. Au un PMP-ul are un consilier. 2 consilieri. 2. Are 11. Are 11. Nu stă la voturile noastre. Nu. Are majoritate confortabilă. Adică dacă vrei să faci râs, să faci circ în Consiliu și nu știu ce, poți face. Că nu te poate opri nimic, mai ales că se dă și la televizor. Și adică poți face. Dar eu nu vreau să fac circ. Eu zic că oamenii au destule probleme și nu au nevoie de circ și nu știu ce. Dacă putem să ajutăm câteva, ajutăm. Dacă nu putem ajuta, nu ajutăm. Și până nu suntem la problemă. Ce proiecte au mai trebuit în Consiliul Local de Răuți? Domnule, proiecte s-au trecut prin consiliu. Ce s-au mai făcut? Acum mă uitam, chiar mă uitam și apreciam în mod cel mai deosebit posibil și chiar mă bucuram mult cât de mult înseamnă centura Răuți. Domnule, eu măcar știți cum e. Chiar dacă am stat numai un an la primărie, am lăsat ceva în spate. Am lăsat o centură care am început-o eu și am terminat-o eu. Am lăsat un bazin de not care este terminat, excepționat și încă nu i-a dat drumul pentru copii și pentru asta. Am lăsat ceva. Eu când le mai spun eu, domnule, câți kilometri de asfalt în zona Tolucea am turnat eu, deocamdată nici până atunci, nici de atunci nu s-a mai turnat. Da? Eu am făcut ceva. Ai aerisit traficul în Răuți? Da, e foarte aerisit. Nu? Da. Ce place destul de bună pe centură, majoritatea. Eu am avut divers și spre Majnea și spre Putna. Te duci pe centură, nu vrei să intri pe oraș, măcar. Pe circul lejer, drumul bun, semnalizat bine. Da, cum? Da. Mai comentează unii că sunt restricții de circulație, niște curbe pe acolo, 60 la oră, și acolo mai predau unii canete. Da, păi eu zic, nu-i treaba mea. Mai deja le-a luat. Da. Ce mai faci acum, domnul? Deci în momentul de față sunt și la pensie mai de mulți ani. Sunt consilier local la primăria municipiului și sunt consilierul primarului în comuna Satu Mare. Lângă dumneavoastră, acolo, zice comuna Satu Mare ar fi una din cele mai bogate comuni. Un buget bun, dar are și accesate fonduri, are accesate cel puțin până acum, să spunem, foarte multe contracte, are pe fonduri europene, pe Plan Național de Rezidență, are foarte multe contracte semnate în afară de ceea ce situație din bugetul local. Și ce mai fac? Ce mai dezvoltă? Acum, ce de, exemplu, se lucrează pe cenii, au început lucrări de spațiu sală de sport. În comună Satu Mare, cenii, face o sală de sport, 120 de locuri. Mare. Da, mare și asta. Pentru că iau niște standarde, 120, 150 și 180, știi, aia e mare de 180. Avem Satu Mare 120 de locuri. Dar e mai mult de suficient. Acolo s-a prins reabilitarea căminului cultural pe Planul Național de Rezidență și Primăria. Sunt pe Anghel Sarinii niște drumuri. De exemplu, sunt, nu știu, vreo 6 drumuri. De exemplu, vă spun drumul care merge la Satu Mare la Dornești. Da. Se va da. Afla. Drumul ăla la Moare la Țibeni. Da. Sunt mai multe drumuri care sunt prins acolo. Este prins un cap pentru deșeuri de construcții, materiale feroase, neferoase. Numai pentru Satu Mare sau pentru Răuți? Pentru Satu Mare. Așa. Și are proiecte. Mai este prins, acum s-a dat și se pare că a acceptat un proiect pentru modernizarea școlilor pe Plan Național de Rezidență. Și sunt proiecte destul de bune. Deci sunt, în momentul de față, proiecte bune. Accesate cam tot ce s-a putut accesa. Cu finalizare? Cu finalizare, eu mă gândesc că dacă sala de sport începută, se lucrează la ea, ei spun că în toamnă termin. Dacă nu, că vă dați seama, acolo mai au ceva, 2 sau 3 piloni și după aia merg pe stâlchi sus, până ies de la cota 0, da, e mai greu. Da. Și după aia vine cu sandwich-uri, cu Să faci mai rapid. Păi ei spun că constructul nu se poate. Dar oricum, dacă nu termină în toamnă, în primăvară, sigur, la anul vară va fi. Da. Domnul Ioan,
Satul Mare este o comună, efectiv, ca să spun așa, între, sau nu între, lipit de Rădăuți, dar până Rădăuți este platforma Iași-Craiova. Da. Nu? După tot ce s-a vorbit acum cu mass media, s-a vorbit vis-a-vis de Jurai-Hopper, de tot astea. A fost afectat gândindu-ne al șomajului Rădăuțul, Satul Mare, zona deci, aceasta. Mai unii pe la sfaturi mai mult prin Satul Mare au că lucrează pe Raider. Bineînțeles că o mai fi fost afectat. Dar vă spun că, cel puțin, de exemplu, vă dau niște exemple așa. Primarul, deși acolo sunt salariați puțini și sunt foarte implicați, toți. Da. Este un grup destul de unit, să știți, mă bucur că am intrat în grupul ăla și să știți că și eu sunt destul de agreat acolo. Da. Și am intrat în grup și se colaborează fiecare, se consultă, noi se lucrează foarte bine. De exemplu, dacă s-o pierească Dumnezeu, s-au întâmplat niște incendii la niște case, la firmă au sărit, s-au dus pe la Eger, pe la nu știu ce, contract de sponsorizare, au luat materiale, au luat bani. M-ați înțeles? Acum, de exemplu, este în derulare, li s-au dat, lui dat și bani în cont, 150.000 de euro pentru o mașină de pompier nouă. Stop. Foarte bine. Deci 150.000 de euro. 150.000 de euro, vă dați seama. E mașină bună, gata. E mașină? Da. Ca mașină. Deci, da? Deci lucrează, se colaborează foarte bine, cu avantaje și dezavantaje. Dar oricum, în momentul de față, ceea ce se poate profita de la această firmă la Ostești, noi profităm, adică profităm. Mergem și luăm pentru oameni, nu pentru persoane. Individ. Nu mă scuie, noi individual cerim ceva pentru oameni. Nu. Am spus, dacă au fost necazuri la om, s-au participat la necazuri, s-au dat, așa, la dispensare anul trecut li s-a dat lemne de la firmă, gratuit. Pentru, gratuit pentru tot, pentru tot sezonul de iarnă. Anul ăsta am făcut din nou alte documentații și să dea din nou. Deci, ce se poate, se poate. Da. Da. Deci, e în regulă treaba. Acum o vedea. Este o echipă destul de bună acolo și zic eu că se implicați toți. Care tot grad, mergeam pe acolo prin zonă și am văzut foarte multe parcele de teren cu plantații de copaci. Sunt al lui Eger, al lui Schreihofer. Ce se întâmplă? Din câte știu eu, plantații de pop energetic al făcut al lui Eger. Sau al lui Schreihofer, nu? Nu, cred. Al lui Schreihofer. Eger l-a plantat și inclusiv la Crămești, prin zona aia, au cumpărat terenul și prea Dornești. Au cumpărat. Da, pe zi, sunt... Când chema cetățeanul, sau merechi cetățeanul la ei, nu trebuia întablat, s-o ocupai din tablare. Păi dădea banii, spunea, domnule, atâta costă, o lua. Cândiva, cum să spun, eram cotler județean la timpul respectiv, când s-a început plantarea de pop energetic, și acolo s-a găsit o breșă cumva în legislație, spune, domnule, că normal trebuia, dacă schimbi destinația terenului, trebuia hotărât de Consiliul de Județean. Da. Ca să schimbi. Deci trebuie certificat de urbanism cu hotărât de Consiliul de Județean. Acolo s-a găsit o breșă în legislație, că spune că pop energetic nu e trecut la capitolul cu pădure? Pădure. Da. Ce? Nu știu. Vă spun ce breșă. E garviu, ce? E garviu, nu știu ce. Dar vă spun eu că este o breșă care... Și asta în cât timp se recoltează? Cum este? Cum crește? Păi, dar nu că el la 5 ani se recoltează, dar are o 3 cicluri, sau nu știu câte are. Care el taie deci el lăstărește de jos. Da, lăstărește de jos. Eu am văzut pe la Mâinuț cum o defrișau pe aia. Vin cu mașinile cu cupinare, îl încarcă, se duce. Clenci. Bine, în 5 ani, da, în 5 ani dacă 5 face, ani, da. Dar după aceea, deci pământul ăsta e cumpărat de la cetățean? Da, e cumpărat, e proprietatea lor. E a lor. Proprietatea lor. Pe la, și se readuce înapoi la agricultură. Durează 20 de ani. Muncă trebuie. 20 de ani. Se scoți cioatele acelea din pământul ăsta. Nu-i vorba de cioate, se cătrești. Se cătrești. Nu-i vorba de cioate. Scoate tot din pământ. Scoate tot din pământ. Ținut utilază pentru cioate, dar se cătruiește. Scoate tot. Scoate tot din ea. Asta e situația. Deci ei sunt ieși, au cumpărat, am văzut și pe la Grămești, pe zona Sirietul, nu m-am pe aici, pe la Dornești. Încă acolo, în zonele aia, au mai mult. Nu dacă nu știu în Botoșani, că acolo știți cum e. Lumea e mai înătărzită. Da, și o văd pământul. După 3 zile când s-a trezit, nu mai are nici în buzunar, nici pământ. Da, da. Ce se face? Da, asta e viața. Cum zice, cum spune Călin Brăteanu,
să-ți dea Dumnezeu minte în cap și bani în pungă, nu invers. Da. Dacă îți dă invers, este rău. Doamne, eu am la bunicii mei și cu astea am învățat că pământul nu se vinde. E adevărat. Eu am momentul de fapt. Nu, dai în arendă, iei o arendă, dai altceva. Dar de vândut nu. Pentru că acum ce iei, nici nu-i bine plătit. Și ce pământul banii e pe acolo. E singura valoare care rămâne. Casa îți dărâmă, o ia focul. O ia apa, o ia foc. Cam asta e problema. Pământul e pământ care rămâne. Pentru asta s-au bătut moșii noștri. Da. Eu zic că la nivel național s-au creșit, pentru că s-au găsit fel de fel s-a de pământul ăsta. Și aici, ca la noi, dar am înțeles prin doamna Timișoare, pe acolo sunt foarte, mulți, da. Sunt foarte multe firme străine care au sunt proprietari pe teren. Și nu e regulă treaba. Și în Oltenia. Deci nu e regulă treaba. Da. Bine, da, domnule, vii, concesionez, închiriez, e altceva, dacă ne devii proprietar. Mai puțin probabil că se va face o altă naționalizare. Nu o să faci. Domnul Ioan, revenim puțin la Redeuți. Ce proiecte, totuși, fiind în Consiliul Local, deci, proiecte, în primul aveți, rând, aveți acces la informații? În primul rând, din câte știu eu, acum, pe data de 5, pe cu ședință, s-a luat amplasamentul, vor veni cei de la CET pe etapa de-au fondurilor europene pe extinderea și canal. Acet. Mai de... sunt probleme cu acetul, că erau probleme cu acetul. Sunt probleme, unii nu sunt probleme. Și eu pot să teamă și pe moșcarea noi, da. Probleme și cu acetul. Și cu... Dom'le, dacă s-ar reabilita cel puțin conducta de aducțiune la Mănuț până la Castelul de Apă, ar fi, deși eu știu că e prins. Dar ea e subdimensionată sau este veche? Este veche, a fost în două conducte și sunt multe pierderi. Și prin zona Toloci, pe acolo, sunt niște pierderi care când era apa la noi, am studiat eu fel de variante, e foarte greu, pentru că până la pleacă sus, e foarte greu să ne pistezi pierderile care. Dacă nu ies afară... Acolo trebuie schimbat în la dat, la dat, la dat. Și din câte știu eu, e prins conducta de reabilitare, acolo face o conducție de 400, probabil că una o să o lese în rezervă, și o să schimbi una, și o pui de 400. După aia sunt pe Angel Salinii, este un proiect cu drumuri. Face conducta de 400 în doar Redeuțiu? Ia face acum, în momentul de față, contorizarea și cu astea, să vă dați seama. Consumul a scăzut. Deci, când eram eu, înainte de 89, eram la Igo, cu așa se cheamă. Atunci aveam în jur de 60-70 de mii de metri cubi facturam. Atunci merea spiritul, se factura la spiritul. Da, la economia, da, mobilă. Omul plătea în jur de 8,4 metri cub, da? Și acum plătește 1,5, 2. Face economic, n-ai ce faci. Deci în momentul de față vedeți că lumea, cel puțin în zona noastră, a tras concluzia și a ajuns la concluzia pentru că veniturile sunt cam mici, prețurile sunt mari. Cât e metru cub de apă la Redeuți? Cât și la Suceava. Nu știu cum, ca să vă spun să plătesc. Ei au prețul pierdut. În jur la vreo 6 lei și ceva. Deci ei au, da, iau prețul standard pe județ. Pe județ. Au preț unic. Da. Ei. Da. Ce alte proiecte mai sunt? Deci are proiecte pe asfaltare, este un proiect vechi a meu care l-am pus pe Cenie, l-am pus pe Angel Salini, nu Angel Salini, atunci era. Pe investiții, pe timpul Dragnea, pe PNDL, 2, da. Nu știu ce. Acum văd că e semnat contracte pe Angel Salin, se asfaltează niște străzi prin zona Toloce, pe acolo, Topiescu, Pandurilor. Pe Toloacă, către Măneuți, către acolo. Da, așa, și pe o parte și pe altă. Da. Așa, se asfaltează acolo, au pe Gal, și-au dat drumul la finanțare, și-au pe Gal, iarăși, face o creșă, să mai fac niște case sociale. Redeuțiu cu cine este în gal? Cu cine? Nu, e galul singur. E singur. Singur. Eu l-am făcut atunci cu postul apărut legislație și am cu galul singur. Pentru că nu are Redeuțiu, nu are galul. Da. Nu deci e singur. Da. Și tot pe gal, de exemplu, a fost atunci, la timpul respectiv, cea legislativ, niște drumuri care le-am asfaltat eu atunci, că acum se întreabă unii, domnule, au apărut la pe capul stăză panoul la fonduri europene, nu știu ce. Da, cum. Da. Deci, la timpul respectiv, era o posibilitate ca să, dacă nu sunt decepționate drumurile, să deconteze
o parte din bani vin apoi în bugetul local. Și acum au venit pe drumurile alea care le-am plătit, au venit bani în bugetul local, trebuie să pui acolo la fiecare stradă plăcuță de alea și au venit niște bani la consiliul local. Poate au venit foarte bine, na. Să plătează alte străzi cu banii aia. Și cam astea e. Deci sunt drumurile care sunt, alimentări cu apă și canal. Și cam... Pigal acolo la 103, știți foarte bine, unde era acolo s-au mutat cam toți de acolo, se demolează acolo tot, e prevăzut de când era la primar acolo. La 103 deja se face o creșă, acolo o grădiniță cu program prelungit, un spațiu de joc pentru copii acolo, unde a fost 103, acolo a dispărut tot ce era acolo. Da. Adică mai sunt niște clădiri vechi care vor fi demolate, știți, dar de fapt dat probabil că mai sunt materiale. S-au dezvoltat rădăuți, am văzut și un ansamblu locuințe acolo, în zona liceului agricol. Acolo este ansamblu. Valea Seacă, George, partea aia acolo este un ansamblu puternic de locuințe. Da. Case particulare și locuințe. Pe ăsta pe care a Bucovinței. Da. Nu ce-a pus să facă. Da. Cred că problema este în felul următor. Și am spus la urbanism, poate am greșit și eu, acum eu le-am spus la colegii la urbanism, sunt președinte de Consiliul Local, domnule, faceți pe calea Bucovinei. Hai să nu mai facem altă greșeală, să o ocupi în altă parte. Domnule, alineați-le frumos, dați-le directivă, spuneți-i acoperișurile. Fiecare acoperișul lui, sunt niște acoperișuri urâte acolo. Da. Domnule, puneți-le, domnule, pe proiect, domnule, îți dau. Da, proiectivul ăsta de... Ăsta e acoperit și așa îl faci. Asta e culoarea la... Așa trebuie, așa la fațadă. Așa și distanța de la drum asta. Și în casă spui ce vrei tu. În casă spui ce vrei tu. Și acum nu știu să vedem ce o să întâmple, dar probabil că se vor la măsură. Prin urbanism se întâmplă așa ceva. Așa e corect. Eu zic că e bine. Eu vă zic că așa este normal. Eu nu zic altceva. Mă duc cu gândul la un singur aspect care vă spun că l-am avut în cap și era ca și... sabia lui Damocle deasupra capului la mine, când a fost inspector șef la ministrul Suceava, gândindu-mă la cartierul George Enescu din Suceava, care a fost făcut la sfârșitul anului 70, începutul 80, și străzile sunt foarte înguste, blocuri pe plus 4, dar acum s-au făcut și mansarde, nu încape mașina de pompieri. Nu încap mașina de pompieri. Dacă se întâmplă, doamne ferește, ceva... Eu vă spun că înainte de 89, că îți mai prezenta un proiect de ansamblu cu blocuri, cu alei, cu ce. Acum privat... Bine, dar nu era atâta mașină ca acum? Și eu, dar privat acum, vă dați seama că este interesat să vă luați și orice bucățică de teren. Nu se mai lese prea multe alei și nu știu ce. Da? Sunt care vă că urbanismul o să iei... Sunt privați, cum spuneți dumneavoastră, că au privat o parcelă îndreagă. Și îl vinde bucată în bucată și au avut un drum, dar drumul face îngust de 3 metri și spune drum privat. Și el acolo îl face 200 metri drum privat, dar ca să poți ieși de acolo trebuie să te aștepți într-un colp. Da, este adevărat. Dar din câte și eu acum îmi face impresia, așa mă zic eu, cred că de la ISO nu se mai dă aviz pentru construcții de locuințe decât dacă este drumul de minim 7 metri. Așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie ca să poată se poate să întoarcă o mașină, să meargă două mașini. Așa știu eu, nu știu dacă este adevărat, dar eu așa știu că se vor face așa ceva, aviză. Domnul primar, ce să vă spun, cred că trebuie intrat într-o legalitate și o normalitate, când pot, dacă vorbim despre siguranța cetățeanului și nimic altceva. Da, așa e, adică la început, nu știu ce, poate nu se întâmplă la mine, nu știu niciodată unii și cum se întâmplă. Da. Și mai bine să fii precaut și să iei toate măsurile din stat, de la început, că așa e mai bine. Că după aia, dacă se întâmplă, pierderile sunt mai mari. Categoric. Domn primar, unde se vede omul și omul politic, Nisi Dorotar, în continuare? Deocamdată, eu sunt membru PSD. Nu? Așa. Nu știu, ca să vă spun. Câți ani aveți de când sunteți membru PSD? Păi, cred că am vreo 20 de ani. Am fost pedist la început, atunci când era pedist, după aia am fost la PSD. Da. Deci eu vă spun că nu m-am gândit în momentul de față. Pe de Globodon și cu Petre Roman? Cu Petre Roman, da. Nu, atât, eu de la Petre Roman n-am mai fost pedist.
nu m-am gândit ce voi face și cum voi face. Problema este că am dat, cum să vă spun eu, nu e bine să iei hotărâri la cald și nu știu ce. Sunt în emoțiilor. Lasă-i să dospească. Așa, vom vedea ce se va întâmpla. Sunt în funcție ce întâmplări ceva, eu vom lua o decizie. Dar eu zic eu că până în toamnă încolo nu vor nicio decizie. Stăm așa și vom vedea ce se va întâmpla, cum se vor comporta colegii, o parte din colegii care au vrut să dispară la PSD. Vom vedea. Nu știu ce să vă spun. Dar oricum, dacă se întâmplă să plec în altă parte sau nu, ce vă dați seama că organizația locală se dezintegrează. Și așa, și așa, pentru că s-o dați bună, bă, tu nu mai fii filistă, tu așa. Se mai mare greșeală când, înainte de a ajunge, îi promis postul la oameni și le spui listele. Asta e cea mai mare greșeală care se poate da, politică. Da, da, da. Nu vreau să dau o lecție la nimic, pentru că sunt destul de învățat. Dar să înțeleg că s-o dorit de aceea dumneavoastră din partid? S-a dorit de aceea dumneavoastră din partid sau din funcție? Păi vă dați seama că deodată ce m-a suspendat, bineînțeles că te duci și la ieșirea din partid. Că n-ai cum să... Odată ce ești tu suspendat un an de zile din partid, te spui, domnul, îți dau un avertisment, da? Ce să fac treaba asta, da? Să scrii în statut, poți de aici, avertisment. Păi, uite, tatarul a greșit, opta lege, îi dăm un avertisment. Îl suspendăm, sau suspendăm acolo pe termen limitat 2 luni din funcția de partid, după aia revin înapoi și până atunci negociați, vă spargeți capul, da? Nu s-a întâmplat treaba asta, așa că... Și... Mai puțin probabil că voi fi agreat, zic eu, nu știu, poate greșesc, s-ar putea să greșesc, mai puțin probabil că voi fi agreat din nou conducere a partidului la nivel, nu știu, s-ar putea să fie și altă conducere la nivel de județ. Vedeți că lumea e plină de surprize, da? Cam. Nu comentăm, da? Cam. Atunci o vedea ce-o fi. De asta am zis că mai bine haide să nu ne... De când a intrat în vigoare suspendarea mea din statut scrie că de la data hotărârii. Deci când a fost bine, da? Acum în ochi, nu, așa de luni, cred că de azi. Așa, dar trebuie să primim documentele, că nu le-am primit. Bine, dar practic ea intră în vigoare la data când s-a votat undeva, într-un organ. S-a votat în vineri. Bine, la ora 15. Deci, dacă atunci s-a votat, orice ar fi intrat. Da. Atunci ar fi intrat. Vineri, cât a fost? A fost 12, dacă nu mă știu. 12. Azi am până pe 12 mai la anul. Vreau să ar trebui să reveniți. Da, normal așa. Dar pe 12 mai la anul nu s-au început alegerile încă. Eu știu. Mă refer la alegerile locale, județene, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare, nu s-au început. General, a fost în funcție de conducere, știți foarte bine. Știți foarte bine și mai bine ca mine. Când încep unii să te lucrează, unii te pot lucra. Când e suspendat un an de zile, când vine apoi, ce se face? Vă zic că cum? Nu. Cum? Mă gândeam, după un an de zile, când vreau să veți veni, veți pune umărul în juc și veți trage la... Așa, după aceea vreau să spun cum e. Ca să nu dai o răspuns. Poate s-o gândi cu forțe proaspete, ca să zic că, păi, până atunci omul se odihnește, se întremează mușchii. V-am spus. Domnule, în momentul când îl suspensi pe un om în an de zile și îl suspensi acum înainte de alegeri, da? Păi te gândești că după 15 mai, când înflorezi din loc copaci și trandafirii, vin și te pui cu aia care te-o dat afară. Că, practic, la mine sunt două persoane care nu au putut rău. Pui cu ăștia să mergi să trai la joc, îi rup jocul. Da. N-are cum, nu? E imposibil treaba. Doar dacă așa, să nu se întâmple, să rămână biroul vechi, să știți, o vedea, nu știu ce să. Deocamdată sunt foarte tot. Oricum, eu mă gândesc că oricine ar veni la conducere s-ar gândi că un om cu experiența dumneavoastră, faptul că ați fost deopotrivă și primar, consilier județean, acum sunteți consilier de primar, membru de partid cu atâta mare de vechime,
nu cred că s-a dat cu piorul în vechimea dumneavoastră și vi s-ar cere o părere, un sprijin, o consiliere, o ceva pe linia asta. Adică oricine ar avea nevoie, bănuiesc, așa ar fi normal. Auziți, în politică nu-i credința. În credință scrie clar. Eu răși de la tine să ierți, da? Dar în politică nu pe ierți. Nu se potrivește politica cu credința. Da. Deci aici nu-i cu iertare. Nu. Credința e alta, iertarea, aici politică e altceva. Nu văd eu. Și atunci, dar nu știu ce să zic și eu, dar fără să sar șaua, că durează să știți foarte bine cât puteți vorbi și cât nu puteți. Și atunci jocurile astea sunt făcute aici, se aude la București, se aude Ioan. Aici s-au făcut, aici s-au făcut pentru ca să mă îndepărtez de mine, să-i creez culoarul domnului Andronache. Da, s-au făcut de la nivel local sau la nivel județean sau prin parlamentar? Prin parlamentar. Nu cu oamenii care sunt aici, care stau la șaibă. Da, stau la șaibă. Pune, probabil că prin cumătri sau viitor cumătri. Ați înțeles? Și cât e cumătri, ești prea mult, șerci. Nu-i bine nici așa. Deci rubedeni. Rubedeni. Da. Da. Nepotism. Da. E la mod acum. Cumătri, viitor cumătri. Da. Asta e tot. Mă vedeți eu. Nu știu. Deocamdată stau în banca mea, văd ce se întâmplă, după aia vă luăm decizii, nu vreau să iau acum, că nu știu ce se întâmplă. Cum vedeți, domnilor, lupta politică, în sensul bun al cuvântului, doamne iartă, lupta politică ca și perspectivă la nivel, la nivelul redăuțului și la nivelul județean, la anul, la, dacă punem așa, în balanță. Cum credeți că? Deci dacă se întâmplă și la nivel, e aproape, se întâmplă și se întâmplă la Rădăuți, s-ar putea să se întâmple și la nivelul județean. Nu vreau, poate nu nimeni. Nu vorbesc, s-ar putea și dacă se întâmplă și la nivelul județean, treaba e urâtă pentru PSD. Urât ca și consecințe la alegeri? Consecințe la alegeri, bineînțeles. Deci eu zic că treaba e, poți să faci tu la nivel central ce ai face, dacă faci aici și dizbin, deci... Și mai întâmplat, de exemplu, începutul, nu, la noi la PSD nu s-a început cu mine, s-a început cu alții, mai înainte. La alte organizații? Nu, la nivel județean. Da. Nu, dar nu, nici da, da, da. S-a început da. Cu alții, nu cu mine. Da. Acum a fost sacrificat așa, la două sau trei strigări. Dar dacă ne vin la... Vedem cine mai urmează. Dacă ne vin din colț, cel puțin s-a dat o tentă democratică, o poziție alegere. Adică da, sunt de acord. S-a lăsat să creadă că... Adică alegeri corecte, nu? Acolo s-a lăsat să creadă. Corect, așa e. Din coace, dar dumneavoastră o surprins pe toată lumea, că vorbeam cu oameni din presă și o dumneavoastră. Stai așa, apare de luat titlul că a fost susținut Nisto Tătar din funcția președinte a organizației, în condiții care el era președinte a organizației. Eram și ales din nou. Păi, da. Ales oameni mâna sus. Da, toți voce cred. Sigur, că așa scrie statut. Voce. Cu voce cred, nu s-a făcut nicăieri, la ceva o transpisă și fiu să voce cred aici. Deci scrie statut clar. Alegerea președinte se face cu vot secret. Deci dumneavoastră, practic, aveți în spate și votul de oamenilor. Dar bineînțeles. Hârtiuțele. Da. E acolo vot secret, tot biroul, buletin de vot, fiecare om o tăiat și-o vrut. Acolo, de exemplu, este unul care ieșit în birou, nu știu, din ce motive o persoană îl dau numele, din 90 sau cât, are numai 52 de voturi. Da? Și la mine eu am mai fost o candidat în scris la președinte. O să o femeie, o doamnă. Cu dreastră. Cu mine și s-o retras în timpul ședinței, vreau că o zic, băi, dacă n-am votul, la ce să mai mă duc? Da, vreau că s-o retras. Nu știu, n-am întrebat. Eu le-am spus clar, nu vă opresc pe nimeni. Care vrea, așa e scrie. Lupte, mergem la luptă. Merem la luptă. Care vrea. Și eu, și Blavice, sau nu știu. Cu unii vrei, faci ce le zic. Sunt voturi secrete, sunt voturi oamenilor. Dacă piste votul oamenilor să trece cu o propunere, s-a trecut. Domnul primar, zic și eu ca omul de afară și privesc așa. Eu zic că
noaptea a doi să fie un sfetnic bun și cine știe se va rezolva problema la organul ăsta care l-aveți dumneavoastră în partid, organul ăsta de mediere, cum se cheamă, cum îl... Eu nu am spus că comentez. Altfel a ajunge în instanță cu probleme în genul ăsta, nu ar mirosea bine. Nu mirosea bine, sigur că nu mirosea. Că eu merg cu statutul, am știut statutul de 3 ori până acum. Adică ce mă interesa pe mine, am citit statutul la Consiliul Național, ce treabă la Organizația Municipală București. Așa, am știut organizația locală și organizația județeană. Așa, am și văzut acolo și sancțiuni, și drepturi, și obligații. Și tot. Da. Eu n-am venit aici cu statutul. Da, bine, doamne. Eu cred că ca orice, exact cum ești în familie, fiecare soț și unul și altul dorește binele familiei, grijă dumneavoastră doriți binele partidului dumneavoastră. Depinde alții dacă doriți. Acum, depinde, eu am un... Eu zic generic, da. Eu am un... Sunt o persoană care... Nu, cu ceaba vreau eu dacă... Da. E să vorbim din punctul. Dacă nu... Da? Da. Ce faci? Dacă nu mă... Nu face gălă cu șanul. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Da, da. Nu, domnule, da. Eu sunt mai disciplinat, respect. Da. Așa, mă apăr legal dacă mă pot apăra, dacă nu mă pot apăra, nu, mă apăr și poate nu am problemă. Domn primar, mă bucur cu mult că ați acordat invitația noastră, mai ales că a fost după un șir de articole în ziar care a fost care mai de care mai... Articolul era titlu, știți? Da. Conținutul era altceva. Conținutul era altceva, titlu. Titlu mare, da. Scrie de o șchioapă, da, pac, nezordatar, poză, nu știu ce e acolo. Titlu. Absolut, că lumea... Dacă citeai articolul, cam ce vă spun eu, ce-am scris acel articol, da? Da. Care majoritatea... Titlu, pagina 1. La pagina 1. Pagina 1, titlu, băi. Și atunci lumea își pune întrebarea. Băi, zice, cu Dumnezeu suspendat, oamenii nu prea știu statutul. Nu știu statutul. De exemplu, la liberal este prins în statut că candidatul de primar preia, dacă nu e președinte, preia interimar, președinția la partid, interimar. Da. Că e clar. Dar nu scrie așa ceva. Da. Uitați la municipiu, la Suceava. Domnul Râmbu e candidat la primar și o preluat președinția municipiului. O preluatul că... Nu vă mai spun. Nu spuneți. Dacă vreți să vă spun, nu o să vă spun. Vedeți că după ce o preluat președinția a partid, o persoană a pus niște filmulețe pe CPJ. Nu m-am uitat. Păi vă dau eu dacă niște filmulețe. Nu m-am uitat. Da. Așa da. Că știu mai mult eu, dar da. Nu vreau să vorbesc. Sunteți un informat, ar fi cum vreau să nu știți. Păi ați avut atâtea funcții în decursul timpului și om politic de atâta mare timp, nu știți. Domnul primar, vă rog dacă vreți în final să transmiteți un gând celor care ne văd, ne ascultă și să puteți să vă poată înțelege cei care ne ascultă care este gândul și sufletul omului. În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat și am putut emisiunea. Mi-am putut și eu exprima punctul de vedere. Probabil că o parte de care ne ascultă mă vă condamna, o parte mi-a va da dreptate, asta e viața, nu avem ce face. Eu urez multă sănătate, în primul rând, să aibă o viață cât mai ușoară și să trecem peste toate greutățile, că vedeți că din ce în ce zi mai greu. Acum că e tatăl președinte, că nu-i președinte, nu știu cât îl ajută pe om. Poate la nivelul municipiului Rădăuț îl mai putea ajuta. Am ajutat și pe multă lume, da? Asta e situația. De asta zic, vom vedea ce-o fi. Sănătate să avem, ne întâlnim sănătoși și același lucru le urez la radioascultătorii dumneavoastră. Atât de pe Facebook, cât și de pe Federația de Radio. Mulțumim mult, domnule primar, și într-adevăr, dacă România o să o ducă mai bine, să fie bine pentru România și pentru toți, să nu uităm să ne iubim țara.
Pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Doamne ajută! Știți cum e? În momentul de față, suntem destul de dezbinați. Și avem intrat o ură între noi, români, că acum noi aveam o părță, domnul da. Mai. Am intrat o ură care mai de mult nu era. Nu era. De față. Și e rău. E adevărat. Și e rău. Și dacă ai ura asta, așa degeaba și te duci la biserică. Degeaba te duci la biserică, te uiți la vecinul cu ochii cum te uiți. Cum spunea și Grigore Vieru, dar înaintea lui spuneau și de la noi din țară, clasicei noștri, că îi iubim pe străini și în același timp îi blamăm pe ai noștri. Da. Și nu este bine. Deocamdată... Să încheiem într-o tonalitate pozitivă și să ne rugăm Dumnezeu să fie bine, să fie pace, să fie liniște, să putem să ne bucurăm de ziua de mâine în condiții armonioase, să iubim unii pe alții. Asta este ce să avem sănătate. Doamne ajută! Doamne, sănătate multe și la ce voi vă doresc. Doamne, stima! Sănătate multe vă doresc!